Românii nu au încredere să bea apă de la robinet. Potrivit unui studiu, 6 din 10 oameni consumă apă îmbuteliată și o folosesc pe cea de la chiuvetă doar pentru treburile casnice. Așa se face că în multe orașe sunt la putere puțurile forate în curte sau aprovizionarea din magazine ori de la fântânile publice. După cum priviți, deja a început să decanteze pe fundul oalei. Și se rămână impuritățile? Se rămână impuritățile, da. Suntem într-o gospodărie din orașul Slatina. Apa care curge la robinet e o problemă aici, se plâng localnicii. Este maro, cu foarte multe impurități, cu nisip și nu este bună de băut. Adică risc să te îmbolnăvești, ce se mai. Odată am avut rupele în mașină și le-am scos mai murdare decât le-am băgat. De altfel, mulți slătineni și-au construit fântâni în curți tocmai pentru că au renunțat la apa de la robinet. Apa este foarte scumpă și de proastă calitate. Mizerabilă, cu depuneri. Avem fântână, că dacă n-am mai avea fântână în curte, deci n-am putea. Alții cumpără lună de lună apă îmbuteliată. Uitați-vă, una, două, trei, patru, cinci. Și nu le țin toate aici. 6, uitați. Cheltuiți pe apa de la magazin lunar. Câte nu vă zisei, în jur de 300 de lei. Deci iau apă plată de 300 de lei. Cât privește apa de la robinet? Deci din 5 zile pe săptămână, 3 e aproape insuportabilă. Tulbure. Nu e curată, nu e limpede. Prețul s-a triplat în ultimii ani. Evităm să consumăm apă, pe cât posibil. Eu am fântână și evit să consum apă de la robinet. Reprezentanții companiei de apă spun că se fac investiții. Suntem în parametri normali, sunt poate mici pășiri. În orașul Zalău descoperim un paradox. Cele 11 fântâni publice sunt folosite des, deși apa de aici nu ar fi potabilă. Noi bem de aici pentru băut, nu de la robinet. Dar robinet trebuie filtru, să cumpărăm un filtru. Din 81 de aici avem. Suntem bucuroși că este aici aproape o cișmea cu apă. Chiar dacă autoritățile dau asigurări că în Zalău calitatea apei potabile s-a mai îmbunătățit, oamenii de aici spun că preferă totuși să ia apa de băut sau pentru gătit de aici, de la fântânile din oraș. Reprezentanții DSP spun că apa din această sursă nu este potabilă. Avertizările sunt însă ignorate. Mai bună, că e din 76, folosesc aici și n-am nimică. Da. Are amoniu mai mult decât trebuie, dar nu, problema e că dacă lăsăm bidonul desfăcut, se elimină. Andreea, în schimb, a ales să rămână cu apa de la robinet. Noi chiar o folosim și pentru băut și pentru mâncare folosim apă de la robinet. Cu toate că avem fântâna lângă noi și ați văzut, dar nu prea folosim apă de acolo pentru că nu ne place, nu-i bun nici gustul. Dacă nu ar fi ok aceste analize, atunci sigur s-ar lua măsuri urgent, deoarece nu s-ar putea oferi populației acea apă de la rețea. Apa de robinet a ajuns un lux în mai multe orașe din țară. Cea mai scumpă apă o plătesc locuitorii din Buzău, unde costurile sunt de peste 15 lei pe metru cub, cu TVA inclus. În ultimul weekend călduros din acest an, terasele vor fi pline pe litoral. Turiști din toate colțurile țării au venit încă de astăzi la mare pentru a se bucura de vremea bună, mai ales că sunt și prețurile mai prietenoase. Hotelierii spun că gradul de ocupare este aproape ca în lunile de vară. Deși este octombrie, pe litoral turiștii abia au început să sosească. Andrei a venit tocmai de la Sighișoara, special pentru a face o baie în mare. Te-am văzut în apă și vreau să întreb, salut, da. Cum e apa? E într-adevăr caldă? E într-adevăr destul de rece, să știți. Am fost singur om din apă, cred că. Anul ăsta n-am fost niciodată n-am ieșit deloc la apă și am zis că cât de târziu e, da, e momentul. La fel s-au gândit și alte sute de turiști, care s-au lăsat convinși de temperaturile ca de vară și au dat o fugă până la mare. Cred că e cam ultimul weekend frumos. Cum vă petreceți timpul? Pe plajă, la aerosol, cu cei mici. Ne jucăm cu nisip, alergăm, facem mișcare. Am înțeles că o să fie cald, dar nu mi-am imaginat că atât de cald. O energie cu soare, cu frumos. Vine vara! Aici, la malul mării, termometrele arată 26 de grade, dar în realitate, dacă stăm la soare, căldura se simte ca la 28 de grade Celsius. De altfel, și apa mării este caldă, are în jur de 20 de grade. Hotelierii sunt pregătiți pentru noul val de turiști. Pe întreg litoralul, 85 de unități de cazare sunt în continuare deschise. Pentru acest weekend am pregătit pachet de două nopți de cazare minim, cu mic dejun inclus, și pornește de la tariful de 300 de lei pe noapte
pentru doi adulți. Suntem ocupați aproximativ 80%. Rezervările continuă să vină. Cât despre mâncare, cei care vin la malul mării în acest weekend au de unde alege. Această kerhana își așteaptă vizitatorii cu preparate proaspete. Aici avem astăzi rândunică de mare, proaspătă, asprinsă. Este un pește cu carne dulce. Aici avem un barbun, tot din Marea Neagră. Care va fi asezonat cu mămăliguță? Sau cu... Da, sigur, cu mămăliguță și mușdei. Mâine ne așteptăm la un volum mai mare de clienți și atunci se vor pregăti mult, peste 100 și ceva de litri din ciorbă de pește, berișoare, storceagă. Ne-am pregătit cu mai multe feluri de pește, cum ar veni rândunică, corp de mare, scorpie de mare, pălămidă, calcan. Suntem pregătiți cam fiecare weekend, este aglomerat. O masă de prânz într-o astfel de kerhana costă între 60 și 100 de lei. Managerii din Oradea au găsit soluția ca să atragă și să păstreze angajații. Într-o companie de IT, de exemplu, tinerii au la dispoziție cafenea și sală de gaming. Ca să-i ajute să fie cât mai productivi, șefii le-au făcut sediul într-o zonă rurală departe de agitația din oraș. El este Bogdan, specialist în animație grafică și cel mai tânăr angajat al companiei IT de lângă Oradea. A văzut pe internet condițiile de lucru de aici și a venit tocmai de la Pașcani. Nu doar banii l-au atras, ci și faptul că își poate lua pauză de câte ori simte nevoia. Având în vedere că sunt cel mai tânăr din companie, automat cumva și cel mai energic și jocul ăsta cumva cu toboganul mai scurge din energie. Dar pe de altă parte vin foarte des în zona asta pentru că la birou îmi place foarte mult să colaborez cu colegii, însă când am nevoie să gândesc proiectele personale de la bază, îmi place să vin într-o zonă în care e mult mai multă relaxare. Într-un alt colț al firmei l-am găsit pe Vlad. E în pauză, momentul ideal pentru o partidă de FIFA cu restul colegilor. E activitatea lui preferată atunci când simte că munca în fața calculatorului îl epuizează. Undeva la 40 de minute, o oră pe zi, e foarte important să deconectezi lucrând în domeniul ăsta. Primești așa un vibe plăcut, petreci timp cu colegii, mai faci un pic de team building. Aveți mai multe jocuri, bănuiesc. Da, avem mai multe jocuri, jocuri de sport. Cei aproape 90 de angajați, majoritatea tineri, au și alte beneficii, așa cum este cafeneaua de la etaj. Fotoliile astea super drăguțe, scaune confortabile, lumină faină. Avem tot felul de activități de genul ăsta, sărbătorim ziua cafelei, ziua croasantului, le sărbătorim aici, în amfiteatru. În plus, programul fixat de companie este flexibil. E și motivul pentru care Roxana, proaspăt întoarsă din concediul maternal, a decis să nu lucreze de acasă, deși avea această posibilitate. Având copil mic, pentru mine e foarte important că pot veni la birou oricând între 7 și 9, pot să las copilul la grădiniță fără să-mi fac griji că întârzi la birou. Dacă vreau să-mi iau o pauză, merg să fac o cafea, ies afară pe dec, pot să ascult muzică, mergem în cafenea. Conducerea companiei a decis să construiască sediul în satul Săldăbagiu de Munte, aflat la câțiva kilometri de Oradea, tocmai pentru a le oferi salariaților un spațiu relaxant, departe de agitația urbană. Suntem conștienți că nu poți să-ți păstrezi focusul pe toată durata zilei, nu poți să-ți păstrezi creativitatea pe toată durata zilei, așa că câte o pauză pentru discuții cu colegii, pentru deconectare, poate să-ți ofere uneori o soluție creativă la o problemă. Avem colegi care au venit din Brașov, avem colegi care au venit din alte orașe ale țării. Pe lângă toate acestea, angajații firmei bihorene mai au la dispoziție un spațiu unde se pot odihni și mâncare gratuită. Constanța este mai bogată grație unor investiții făcute de oameni cu suflet. Un laborator de gastronomie unic în Dobrogea a fost inaugurat pentru sute de elevi care vor să învețe o meserie, iar un centru de refugiu pentru copii a fost modernizat de la zero. Toate acestea cu ajutorul Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă. Peste 400 de elevi din cadrul Liceului Tehnologic Gheorghe Miron Costin din Constanța vor învăța tainele gastronomiei într-un laborator nou. Ceea ce este foarte important la acest laborator de gastronomie, spre deosebire de alte laboratoare școlare, este că acesta este dotat cu echipament profesional. Avem aceste cuptoare, da, profesionale,
plite pe gaz, hote profesionale, bancurile de lucru care sunt tot profesionale din inox, inclusiv chiuvetele. Acum, calificările profesionale în acest domeniu pot fi realizate cu succes. Elevii se vor putea pregăti pentru a deveni brutari, patiseri, bucătari, tehnicieni în gastronomie sau chiar în analize de produse alimentare. Dotările moderne sunt asigurate de Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă. Tabii, bu okulda endüstriyel ekipmanlarla modern fiziki şartlarda sizlerin daha iyi ilim tahsil etmenize imkan sağladık birlikte. Aslında bu projeyle siz sadece burada yemek pişirme kültürünüzden ziyade analitik düşüncenizi de arttırarak, geliştirerek faaliyet yürüteceksiniz. În plus, 30 de copii aflați în dificultate trăiesc într-un centru de refugiu modernizat, tot cu ajutorul Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă. 1, 2, 3. Sosyal projelerimizde sosyal dayanışmayı sağlamayı amaç edindik. İlk projemiz olabilir bu alanda ama son projemiz olmayacak inşallah. Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă, pe scurt TICA, este prezentă în România de aproape 8 ani. Prin buna colaborare cu autoritățile române, a reușit să dezvolte 167 de proiecte în domeniul medical, social și al educației, toate în valoare de 9 milioane de euro. 2011 yılından bu yana stratejik ortaklarız. Karadeniz'den komşuyuz. Aynı zamanda burada ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak soydaşlarımız da mutluluk içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla bu bir sosyal ve eğitim projesi belki. Böyle projeler sanırım sadece dostlar arasında olabilir. Membrii TICA, alături de ambasadorul Republicii Turcia în România, consulul general din Constanța și muftiul cultului musulman din România, au participat și la o conferință internațională privind cultura și limba turce. În cadrul evenimentului a fost omagiată inclusiv cooperarea dintre România și Turcia în sectorul academic. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Și nu uitați, diseară, de la ora 18, principalele știri cu Silvia Ioniță. Să aveți o zi frumoasă! La revedere! Astăzi vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal pentru această dată. Vom avea un cer variabil cu înnorări și pe alocuri averse în nord și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. Până duminică avem în vigoare cod galben de vânt. În Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei, rafalele ajung la viteze de până la 55-60 de km pe oră. Iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi rafale de 80-90 de km pe oră. La noapte, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe în nordul și în vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Banat, Crișana și sud-vestul Transilvaniei. Viteze în general de 55-60 de km pe oră, precum și la munte, unde rafalele vor fi de 80-90 de km pe oră, în special în zona înaltă din Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. Izolat se va forma ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar mercurul din termometre urcă până la 32 de grade în Slobozia, 33 de grade în Călăraș. În Transilvania cerul va prezenta înnorări trecătoare. Maximele ajung la 30 de grade în Brașov, 30 de grade în Alba Iulia. În Moldova ne bucurăm de atmosferă însorită. Se vor înregistra 33 de grade în Galați, 29 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării, meteorologii anunță o încălzire a vremii. Cerul va avea înnorări temporare, iar valorile termice urcă la 27 de grade în Arad, 28 de grade în Oradea. În Oltenia, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile sunt în creștere. Maximele ajung la 30 de grade în Craiova, 30 de grade în Slatina. În Dobrogea avem parte de vreme caldă și însorită. Se vor înregistra 32 de grade în Constanța, 31 de grade în Tulcea. În capitală vom avea parte de o zi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30-32 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 12 grade.
La munte, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și local va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în zona înaltă a Carpaților occidentali și meridionali, unde vor fi rafale de 80-90 de km pe oră. Valorile termice vor fi în creștere.